un comunicat, vă reamintesc că prim-ministrul Dacian Cioloș va avea mâine, 25 august, prima vizită oficială în Republica Moldova de la preluarea mandatului de premier. Va fi însoțit în Republica Moldova de Vasile Dâncu, viceprim-ministru și ministrul dezvoltării regionale, Victor Grigorescu, ministrul energiei, Anca Dragu, ministrul finanțelor publice, Raluca Prună, ministrul justiției, Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene și Maria Ligor, ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni. Vizita la Chișinău a delegației române are loc în contextul eliberării primei tranșe în valoare de 60 de milioane de euro din asistența financiară rambursabilă pentru Republica Moldova.